Noi suntem refugiați la vatră. El e Oliver, eu sunt Alexandra, iar împreună am început aventura vieții noastre. Am cumpărat o casă veche în județul Mureș pentru a începe o viață mai aproape de natură, departe de anxietatea orașului și sufocarea betoanelor. Vă invităm să ne fiți alături în călătoria noastră de reconectare cu rădăcinile strămoșești, navigând pe apele tulburi ale unei generații crescute cu cheia la gât. Aici începe povestea noastră. Sara, bună, vecine! Astăzi ne ocupăm de fântână, care a fost golită odată în rezervorul ăsta, apoi s-a turnat, adică am turnat clor ca să o dezinfectăm, iar acum urmează să o golim a doua oară și să încercăm să o curățăm un pic o perie. Ia să vedem ce ne iese. Așa arată fântâna înainte. Înainte! Avem eco! Dar dăm scap telefonul în fântână. E greu să vă dați seama acum din peria asta și leațul ăsta. O să facem o super perie pentru fântână, nu? La luptă! This is Marta! Niște clăbuci, buci, buci, tot am curățat. Cât se poate, nu? Știți cum stă treaba, ne scrieți în comentarii, ne chemați la adresă, noi suntem oamenii voștri. Ok, dacă tot am timp acum să povestesc un pic cu voi, până când se golește fântâna, hai să vă zic care au fost și sunt planurile de vara asta cu casa. În primul rând, cel mai important era să schimbăm curentul. Asta am rezolvat-o, vă las aici videoul cu schimbatul curentului. Mai departe, evident, curățatul fântânii, pentru că... Oh, s-a oprit? On it! Pentru că un alt pas important va fi să tragem canalizarea în casă. Pentru că ar fi păcat să ne prinde iarna fără măcar o chiuvetă în casă, dacă nu chiar și un duș. Trepiedul meu se mișcă pentru că trepiedul meu este de fapt o găleată de tablă pe care o bate vântul. Mai departe, trebuie să
dăm jos o jumătate de perete interior și să intrăm printr-un perete pentru a face o ușă în casă. Asta ca și demolări. Până acum am reușit să golim cămara al cărui perete va fi dat jos. Am mutat tot conținutul cămarei în bucătăria de vară. Vedeți și asta în video. Toate vin scoase afară din cămara. Toate bogățiile astea. Și să sperăm că încap în bucătăria de vară. Pentru că următorul proiect va fi peretele ăsta. Da, un alt proiect foarte, foarte important pe care trebuie să-l bifăm cât de curând va fi schimbarea țevii de gaz, mutarea țevii de gaz, care momentan ne trece prin jumătate din grădina din față, în curtea din față, și va trebui să o tragem prin spatele casei ca să fie și mai estetică și mai practică și să intre exact unde e nevoie, și anume în viitoarea bucătărie pentru mufarea la aragaz și la centrală. Atât. Momentan, țeava noastră de gaz merge cum merge telefonul meu acum în bătaia vântului, adică trece prin fiecare cameră și sparge fiecare perete, ceea ce e complet inutil, impractic și inestetic. Așa, odată încheiate aceste proiecte, urmează proiectele de finalizare și de apropiere al iernii, și anume montarea centralei termice. Caloriferele le avem deja, trebuie curățate, spălate ca lumea și vopsite, deci și ăsta e un mic proiect care urmează. Mai avem proiectul terminarea garajului, pentru că urmează să ne depozităm multe lucruri acolo. Și momentan garajul nostru este într-o stare avansată de bate vântul prin el. Și sper să reușim să ridicăm un mic perete pentru baia ce va urma să vină în casă și să tragem țevile, să montăm o toaletă și, de ce nu, să montăm și o fosă septică afară. Sper să reușim până în iarnă. Sau inclusiv în iarnă, de ce nu? Așa că cam astea sunt planurile mare. Sunt sigură, absolut sigură că am uitat să menționez câteva dintre ele, pentru că sunt așa de multe și toate sunt interconectate. Un plan depinde de celălalt și așa mai departe. Îmi e foarte greu să le tot readuc în discuție și să le tot văd. Și da, sunt undeva aici în minte. Așa că eu zic să stați pe aproape. Și hai să învățăm împreună. Important e să facem totul relaxați, cu zâmbetul pe buze și cu asumarea și garanția că nimic nu o să iasă perfect. Asta e tot secretul. One hour later. Ce miroase? Am mult de techilgul. Mult de techilgul. Am uitat să vă mai zic un proiect, așa-i? Curățarea hornurilor. Și exact acum mă duc frumos de dimineață să-l aduc pe domnul care se va ocupa de asta, pentru că mai am încercat să facem asta. A mers cum a mers, dar parcă simt așa nevoia să fiu liniștită, că s-a ocupat cineva care are mai multă experiență decât noi. Așa că 8 km pe drum de pământ pietruit până în cel mai apropiat orășel pentru a-l aduce pe domnul Gigi.
Dar l-ați mai curățat, așa e? Da, da. Se vede. Da, știu. Părtea este plasă deasupra. Când lucrați la coperiș, da, plasa aia trebuie tăiată, dacă faceți cu lemne. Din cauza că vin iernile și rapițul ăla se va se face condensul ăla, știi? Și se va umplea cu funiginea de la lemn. Și te trezești că ia să fum în casă și nu știi de ce. În fiecare toamnă, înainte să aprindeți focurile, o oglindă de-a lui doamna și o pui invers. Te uiți, trebuie să se vadă lumina sus. Nu uite, drumul până nu ești sigur că e liber sus. Că s-ar putea, cum e mult aici, păsărime, să fie vreo buhă sau ceva să-și facă culp. Înțelegi? No, dar la unde faci focul cu lemne nu trebuie montată plasă de aia. Deci, normal, la gaz, da, vine și se bagă și face culp, dai drum la foc și iasă gazul în casă și mori. Dar la gaz nu condensează, deci nu se întâmplă nimic, nu se obturează. La focul cu lemne, mai ales dacă bagi un lemn un fel, deci cu timpul, deci nu în primul an, dar în al doilea an, deci se poate închide, mai ales o ceață bună și se obturează. Deci nu mai are tirajul cum trebuie. Poate îl scot aerota, îl scot afară. Eu ți-l curăț, mai rem și jos mirosul, din cauza că a intrat în cărămidă. Ani, își pun cuvântul. Și câteodată, mai bine cât un dandar, zugrăvind și ăsta, deci își va schimba cu timpul, nu o să mai simțeți, mai ales că iarna de iarnă o să faceți și, mă înțelegi? Da. Se mai arde, se mai uscă, că probabil au intrat și în, o tras în cărămidă, știi? Da. Cum nu mai fost folosită, cum nu mai a stat în băxala aia umedă, că mai plouă, mai ninge. Da. Asta e situația. Da, da, da. Și nu a fost uscat, știi, casa nu a fost încălzită, poate, ce știu eu, când a murit omul ăla, poate a folosit numai acolo, poate l-a fost dus. Asta se întâmplă când un timp nu e folosit, se trage în... În ultimii ani o folosit numai pe gaz și numai aici. Nu. Numai în și camera asta. Funingea nu s-a mai uscat, nu s-a mai ieșit. Durează un pic, dar va dispărea mirosul. Da, am vrut și să ne asigurăm că tot da, e regulă. Da, mai ales când începi să faci, de, poate, de mâncare și asta și să mai... Da. Aceea ce se... No, eu le curăț frumos, vedem da. Și ăla să nu fie înfundat, mai avem jos să arăt unde să faci, să montați ușurile alea, că trebuie ușă pentru scoatere neapărat. Că dacă nu tot ce mături tu de aici, poate și aia e, că tot ce ați măturat, da, sunt sigur, acolo sunt jos. Sigură. No, înțelegi? Și aia dacă ai un strat. Deci eu la omul ăsta l-am curățat acum poate 15 ani. Înțelegi? Deci de acolo n-am scos. O mai curățat ei poate, nu o scos. Poate să fie și atâta de gros acolo. Dacă e funiginea asta de lemn acolo, probabil aia îți miroase. Spargeți acolo frumos, trebuie tras tot, o să fie un pic amasol, că... Na, e mizerie, e funiginea de lemn, atâta, altceva nu are ce să fie, că e rahat nu. Și după aia, o să, cu timpul o să se aerisească, în fiecare primăvară, după ce termina cu focul, deschizi ușa frumos, bagi scula ta, râcă-i odată în sus, odată în jos, tragi frumos afară tot, ai închis ușa și... Doamna, ești pregătit. Nu mă obiți să te tragi mai acolo, să nu te desfac asta, să nu... Multă nu poate să fie în fund, la ăsta. Probabil numai acolo jos.
mizerie l-ai lăsat. Sau nu a fost așa mult. Gata, l-am lăsat pe domnul Gigi înapoi în oraș. A fost o experiență destul de plăcută pentru că, în primul rând, am aflat că ne-am făcut treaba destul de bine, adică n-a avut foarte mult de curățat. În al doilea rând, ne-a dat câteva sfaturi destul de practice pentru viitor și pentru ce urmează să facem. Și în al treilea rând și cel mai important, am aflat un lucru destul de interesant, și anume faptul că dacă dorim să ne asigurăm casa, ar fi ideal să avem de la dânsul chitanța, acum că el a venit și și-a făcut treaba, astfel încât dacă, Doamne ferește, o să bat în lemn, dacă, Doamne ferește, s-ar întâmpla vreodată ceva, primul lucru pe care va trebui să-l arătăm celor de la asigurări va fi dovada acum că hornurile au fost curățate de către cineva autorizat. Așa că totul e în regulă, suntem pregătiți de iarnă din punctul ăsta de vedere și la anul poate îl mai chemăm pe domnul Gigi.